Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, no te olvido. Tú me tienes loco. Salutare, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Pharmacy. În videoul de astăzi vă voi vorbi despre un set de testere, un set de parfumuri, pe care îl consider o achiziție foarte importantă pentru cei pasionați de parfumuri, dar și pentru cei care vor să arate 16 parfumuri clientelor, potențialelor cliente sau să folosească un parfum diferit în fiecare zi. Așa arată cutiuța. O cutie foarte drăguță. Este dintr-un carton dur cu închidere magnetică. Și iată ce este înăuntru. Acest set de parfumuri conține 16 parfumuri, dintre care 11 de femei și 6 de bărbați. În partea de sus avem descrierea fiecăruia, ceea ce înseamnă că avem la fiecare nota de vârf, nota de mijloc și nota de bază. Pentru cei care sunt cunoscători ale parfumurilor, nota de vârf este prima notă care se resimte în prima jumătate de oră. Nota de mijloc este cea care persistă cea mai mult, iar nota de bază rămâne la finalul zilei. Toate sunt ape de parfum, nu sunt ape de toaletă. Asta înseamnă că persistența lor este mare și o concentrație mai mare de parfum pe ansamblu decât într-o apă de toaletă. Și fiecare sticluță arată așa. Am nimerit parfumul Ella, care este varianta parfumului Mina, pentru cei care îl cunosc. Parfumul Mina a fost foarte îndrăgit la lansarea Pharmacy în România. Cele cu auriu sunt pentru femei și cele cu negru sunt pentru bărbați. Și acum vă întrebați, cât costă 16 parfumuri, a câte 25 de mililitri, în luna aceasta, până la finalul lunii octombrie, costă doar 60 de lei. Asta înseamnă 3,75 de lei pe parfum. 400 de mililitri de parfum. Arome diferite pentru fiecare stare a ta sau pentru fiecare client pe care poți să-l mulțumești arătându-i parfumul înainte să-l cumpere. În afară de luna octombrie, acest set de parfumuri este 229 de lei. Este un set de testere care nu intră la vânzarea propriu-zise, adică este un material necesar vânzării și nu se va mai primi un comision suplimentar pe el sau o reducere, așa cum se primește la restul produselor, nu se adaugă la vânzarea de grup. Și dacă este cumpărat la preț întreg de 229 de lei, tot dai 14,8 lei pe fiecare parfum. Deci 15 lei pe un parfum de 25 de mililitri, cantitatea unei jumătăți de parfum. Eu zic că merită investiția, oricum ar fi, și te ajută pe tine să ai multe arome în fiecare zi. După cum vezi, vine ambalat într-un burete dur, parfumurile nu se lovesc între ele, ceea ce înseamnă că îl vei primi într-o stare perfectă și îl poți arăta mai departe. Dacă ai nevoie de informații suplimentare, cum poți să intri în posesia acestuia sau unui catalog, te rog să mă contactezi atât pe canalul de YouTube, pe Facebook sau pe site-ul din descriere și pentru orice nelămurire ai, îți stau la dispoziție. Păi cât mai frumoasă!